Am ales tema cinematograful pentru că tinerii din oraș au nevoie să desfășoare activitățile într-un loc din oraș, să nu fim nevoiți să mergem la câțiva kilometri distanță, să nu stăm mai mult pe drum decât am fi stat la un film. Avem nevoie de asta și avem nevoie de asta aici, în orașul nostru. Am văzut postarea pe grupul asociației, grupul de coordonatori, iar am văzut că coordonatorul asociației nu poate merge pentru că avea ore. Iar am vorbit cu dânsul, am întrebat dacă mă poate învoi, dacă mă pot duce eu, pentru că titlul pe care l-a pus pe asociație era debate despre cum vedem noi orașul peste 10 ani. Și am zis, wow, merge discursul meu de la competiție. Și l-am întrebat dacă e bun, mi-a spus să le refac puțin, l-am refăcut de tot. Tema o aveam în cap de mult, de foarte mult timp. Discursul l-am făcut în aproximativ 2 ore. Mi-am scris ideile pe foaie, după mi le-am pus în ordine cronologică. Am vorbit cu mama, m-a ajutat și ea să-mi pun ideile cap la cap. L-am refăcut, în 2 ore era gata, l-am sunat, mi-a zis că e ok. A doua zi mi-am luat un prieten să am susținere lângă mine. Am ajuns și când a început primarul să vorbească, a spus, ok, haideți să vorbim despre debate, despre străzile orașului. Efectiv mi-a picat fața, pentru că mă pregăteam cu totul și totul la altceva. Dar la sfârșit m-am ridicat și m-am dus în fața dânsului și l-am întrebat dacă pot vorbi 2 minute cu el. I-am spus în mare despre ce e discursul, ce vreau să facem, să facă în oraș. A spus că e de acord și că mă poate băga în audiență. Peste 2 zile m-am dus la primărie, m-am băgat în audiență. Din păcate încă aștept să merg să vorbesc din nou, să-mi spun discursul cap-coadă și sper să reușesc ceea ce m-am propus.